Spuneți-mi, vă rog, ce proiecte majore de infrastructură și pentru decongestionarea traficului aveți în Pitești în derulare și o scurtă descriere la fiecare proiect important? Proiectul cel mai mare, cu cel mai mare efect, va fi cel prin care vom realiza centura de vest a municipiului Pitești. Adică, venind de la București, acolo unde se intre pe centura de est, să realizăm, mergem până în kilometru 110 și venim către drumul care duce la Slatina, Pitești-Slatina. De acolo, pe la platforma ecologică de gunoi, pe la groapa de gunoi, să mergem către Bascov. Și atunci, odată realizată această centură, avem dinspre Craiova-Timișoara, dacă doresc să meargă spre Vâlcea, spre Sibiu, merg pe aici. Dacă vor să vină dinspre București, să meargă la Câmpul Lung, Curtea de Argeș, vin pe actuala centură de est și în felul acesta noi am realizat o ocolire a Piteștiului pe ambele puncte cardinale, pe est și pe vest. Cât costă acest proiect și cât costă? Acest proiect este în proiectare, în faza de proiectare. Va fi realizat probabil în parteneriat public-privat sau cu o finanțare europeană sau de la guvern. În niciun caz o finanțare locală. Noi nu avem atâta putere, pe de o parte, pe de altă parte, acolo avem 3 localități care vor intra. 4. Va fi Bradu, va fi Moșoaia, va fi Piteștiu și va fi Bascov. Greu de gestionat o asemenea concurență. Ați identificat în prezent o sursă clară de finanțare sau nu căutăm? Nu, căutăm motiv pentru care săptămâna viitoare vom merge în China, într-o delegație guvernamentală, condusă de domnul Șova, ministrul marilor proiecte europene, tocmai pentru a găsi finanțări, încerca să găsim finanțări cu toții pentru marile proiecte ale localităților noastre. Când a rămas să fie gata acest proiect? Haideți întâi să vedem când va fi, când va rămâne licitația în picioare. Adică, puteți să avem proiectul, organizăm licitația. Licitațiile în general sunt contestate și se reiau și consumă timp. Deci e greu de spus. Oricum, ambiția guvernului este să fie terminată până în 2016 o altă investiție mare a noastră, linia expres Pitești-Slatina-Craiova. Dar acestea sunt doar două. O autostradă. Acestea sunt două dintre proiectele mari, dar mai avem și altele. Pasajul Poduviilor este un pasaj care va rezolva definitiv și pentru totdeauna punctul de conflict la Poduviilor. Acolo este o intersecție extrem de aglomerată. Este intersecția pe care o ați venit probabil și dumneavoastră de la București și ați dat în Pitești. Când ați coborât de pe centra ocolitoare. Cât costă, cum va fi gata? Acest pod, această pasarelă, se duce la vreo 400 de milioane, de miliarde lei vechi, această pasarelă. Dar acestea nu sunt singurele. Avem în derulare. Suntem în... A avut loc o încercare de licitație. Licitația a fost anulată întrucât au fost multe probleme de proiectare, deci ale proiectantului. În mod normal, ea trebuie să fie gata în 2014, trebuie să fie gata. Sunt fonduri europene. Și tot la capitolul infrastructură, fluidizare, aș include și acele sensuri giratorii pe care, cum găsim o intersecție, imediat realizăm sensul giratoriu în intersecția respectivă. Sigur că sunt și alte proiecte în derulare. Avem chiar aici, lângă primărie, transformarea unui cinematograf în centrul cultural multifuncțional, care va cuprinde și filarmonica noastră. Filarmonica noastră neavând sală adecvată evoluției ei.
Cine se ocupă de asfaltarea, de întreținerea străzilor din oraș, întreținerea cea anuală și cât costă pe an? Nu, noi nu avem întreținere anuală. Noi avem alocați bani și vă spun imediat câți. Serviciului Public, Administrarea Domnului Public, care are în obiectiv de activitate repararea, întreținerea drumurilor publice din municipiul Pitești. Am alocat anul acesta în jur de 90 de miliarde lei vechi pentru asfaltarea străzilor în municipiul Pitești. Ce proiecte pe fonduri europene aveți în derulare? Proiecte mari? Cam cât bani ați luat? Pe câte fonduri europene aveți luate până acum? Și la proiectele mari, dacă puteți să punctați fiecare. Deci până acum noi am realizat, noi avem 38 de milioane de euro nerambursabili, bani pe care are polul de dezvoltare. Noi suntem pol de dezvoltare la nivelul regiunii Muntenia Sud, regiunii 3 de dezvoltare Muntenia Sud. Din acești bani am realizat parcul Lunca Argeșului. Suntem în derularea lucrărilor, modernizare și reparare poduviilor, modernizare și reparare peste pod peste Râul Argeș, pod peste Râul Doamnei, cu parcul Lunca Argeșului. Cred că ducem la vreo 500 și ceva de miliarde lei vechi consumați numai pe proiecte europene. Și ceea ce este foarte important este nu numai accesarea, și modul cum implementez acele proiecte finanțate de Uniunea Europeană, fiindcă s-ar putea tu să fii bucuros că s-a terminat lucrarea și în spate să ai corecții, să ți se taie banii. Da, dumneavoastră știu că ați fost... ați vorbit de fiecare dată despre problemele pe care le-ați întâmpinat pe fondurile europene și ați criticat birocrația de la instituțiile centrale de aici, în vederea accesării. Ce alte probleme ați mai avut pe fondurile europene? Pe fondurile europene există un nerealism al ghidurilor care guvernează aceste fonduri europene. Păi gândiți-vă și noastră, ca și condiție, eu spun să aibă experiență în domeniul de activitate respectiv. Și mie mi se interpretează că este restrictivă această condiție. Păi nu e restrictivă, fiindcă eu spun ce trebuie mie. Dacă asta e restrictiv, dar e restrictiv. În rest, deci aici avem probleme cu ghidurile. Mai avem probleme și cu proiectanții lucrărilor, fiindcă, în general, în România, pare că trebuie să o spun, sunt extrem de mulți proiectanți, cum or fi și ei proiectanți, eu nu știu, care mai mult rău să fac decât bine. Deci, asta ar fi o problemă. A doua problemă ar fi constructorii, fiindcă, vă dați seama, una este să lucrezi în legislația românească și alta în legislația europeană cu două, trei nivele de verificare. Spuneți, vă rog, ce părere aveți despre regionalizare și dacă din discuțiile cu domnul Dragnea, cum se va produce debirocratizarea aceasta de care se tot vorbește și ce se va întâmpla cu instituțiile județene? Atâta vreme cât nimeni nu ne-a spus nimic, eu nu pot avansa niște idei. Nu că nu le-aș avea, le am. Și cred că sunt cele mai bune soluții, dar este punctul de vedere și responsabilitatea guvernului. Așteptăm. Și după ce se organizează toată această treabă, atunci sigur că voi vedea și eu și vă voi putea spune punctul meu de vedere. Ce faceți cu reabilitarea termică? Câte blocuri ați reabilitat termic în Pitești și câte urmează să reabilitați și cu ce bani? Datorită acestei culori, noi la Pitești n-am primit bani. Abia acum, de fapt în toamna trecută și acum, am deblocat pentru fantasticul număr de blocuri din Pitești, un bloc. De ce un bloc? Fiindcă oamenii s-au săturat să aștepte bani de la guvern, n-au venit, s-au apucat și-au făcut ei singură anveloparea termică. Deci, ați reabilitat un singur bloc pentru că... Nu, un singur bloc noi, de fapt, guvernul, un singur bloc. În rest, dacă uitați în Pitești, ca și în alte orașe din țară, sunt multe conducte
în care garurile nu stau bine. Ok, și câte veți mai reabilita? Sau cât aveți în plan? Acum m-am înțeles că s-au alocat fonduri europene pentru reabilitare. De ce se întâmplă? Eu când spun de reabilitarea blocurilor, ați văzut, am amintit de conducte. Reabilitarea blocurilor nu înseamnă numai anveloparea termică. Așa. Înseamnă și în concepția europeană, înseamnă să reabilităm tot ce ține de energie, fiindcă vine pe energia verde. Și tot ce consumă energie trebuie reabilitat, adică conductele de căldură, apă caldă și căldură, instalația electrică, acoperișul, subsolul și perimetrul blocului și suprafețele exterioare ale blocului. Noi avem un singur bloc cu care cred că până la urmă vom rezolva problema anul ăsta. Am și discutat la minister și o rezolvăm pe contribuția 50 bugetul național, 30 bugetul local, 20 asociația respectivă de locatari. Dar acesta este, cum să spun, poate așa, o probă a ceea ce urmează, fiindcă am dat drumul la studii de prefezabilitate să vedem ce înseamnă reabilitarea termică a tuturor blocurilor ale căror asociații de proprietari doresc să le fie reabilitate termic prin fonduri europene. Deci, vă spun imediat, legislația s-a schimbat. De ce avem numai un singur bloc? Fiindcă anul trecut puteam să obținem bani mai mulți. Dar în legislația de anul trecut și până acum vreo 3 luni de zile, trebuia ca toți locatarii să-și dea acordul. Cu noi n-am avut decât două blocuri în care toți locatarii și-au dat acordul. Acum însă s-a schimbat legislația și aceasta spune că hotărârea ca un bloc să fie reabilitat trebuie să fie luată în adunare generală cu votul majorității membrilor săi.